Salutare tuturor! Sunt Aneșoara și astăzi împreună cu voi, în cadrul atelierului practic, vom confecționa un semn de carte. Pentru acesta vom avea nevoie de următoarele materiale. Carton și hârtie colorată de diferite nuanțe, ca de obicei clei uscat, riglă, un creion simplu și foarfecă. Iar pentru decor vom avea nevoie și de câteva inimioare. De la început vom alege suportul, da? Cartonul, de orice nuanță doriți. Eu voi alege așa o nuanță de galben spre verde și voi lua rigla. Așa, voi măsura undeva un centimetru jumătate, voi face însemnări, după aceasta voi tăia. Așa. Acum luăm și tăiem. Așa. După ce am tăiat, putem să verificăm dacă dimensiunile pe care le-am realizat sunt potrivite pentru cartea pe care o avem la îndemână. Așa, este ideal. Deci, acesta este suportul nostru, semnul de carte. Dar, haideți să-l, cum am menționat anterior, noi o să-l decorăm și o să-l facem mai frumos. Pentru aceasta, vom avea nevoie de hârtie colorată galbenă. Vom face un cerc, acesta va fi soarele, apoi îl decupăm. Așa, acum, foarte atent. Decupăm ca să fie mai ușor. Putem să micșorăm bucata aceasta. Ne străduim să fie rotund, deoarece acesta va fi soarele. Și soarele este frumos, rotund, perfect. Așa. Acum este nevoie să facem razele soarelui. Ca să fie un contrast mai frumos și mai deosebit, propun pentru aceasta să luăm carton de nuanța oranj și să facem razele. Razele le vom face puțin mai deosebit. Așa, în modul următor. Așa, foarte frumos. Acum luăm și decupăm. Ne străduim să facem la fel rotund aceste raze. Așa. Foarte bine. Întoarcem pe partea verso. Așa. În cazul nostru, acesta se aseamănă cu un soare floricică, dar este soare. Așa. Și încercăm să vedem cum se va primi. Foarte frumos. Acum, haideți să alipim cele ce am pregătit deja. Luăm clei simplu. Nu punem foarte mult, dar nici foarte puțin, ca să se lipească bine. Să vedem dacă se ține. Se ține bine. Acum trebuie să alipim și cercul de culoare galbenă. Îl potrivim bine, să fie în centru și îl alipim. După ce am alipit-o, o lăsăm deoparte și propun să realizăm și un nou raș pe care îl vom alipi aici, lângă soare. Și așa. Am terminat și de-l decupat. Cu radiera putem șterge puțin și ușor creionul care se vede. Și iarăși îl potrivim să vedem dacă se va privi bine. Așa, ideal. Îl lipim. Cu o careocă de culoare neagră, luăm și desenăm ochișorii și gurița. Soarele nostru zâmbește, chiar și printre noi. Și continuăm să-l decorăm cu ceea ce avem la îndemână. Cum v-am zis anterior, eu îl voi decora cu diferite inimioare din carton. Așa. Semnul nostru este gata. Îl puteți decora cu ce doriți, la propria imaginație și creativitate. După cum ați văzut, semnul este foarte ușor de realizat și destul de frumos.
Acum luăm cartea și încercăm. Așa. Foarte și foarte interesant și foarte colorat. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că acest atelier a fost destul de util și practic. Pe curând!